Bună ziua! Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi zi de zi. Cu ochii pe instituțiile publice din județul Hunedoara suntem și noi, iar astăzi aducem în atenția dumneavoastră activitatea pe care Consiliul Județean Hunedoara o are în ultima perioadă. Vom discuta astăzi despre proiecte, dar vom discuta și despre această latură a politicului, pentru că se îmbină cele două, administrația și politica, și cum suntem într-un an super electoral, nu putem să nu dezbatem și noi astfel de subiecte. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație! Este un an destul de zbuciumat, așa, din foarte multe puncte de vedere. Pare că politicul va amesteca așa puțin proiectele, gândurile și ideile multora dintre cei care sunt, poate, în prezent în anumite funcții publice. Mă refer aici la primari și nu numai, dar proiectele trebuie să continue, proiectele trebuie să meargă mai departe, la fel stă situația și în cazul Consiliului Județean, care nu are deloc puține proiecte în această perioadă, în acest mandat. Ați reușit împreună cu întreaga echipă de la Consiliul Județean să atrageți o sumă pe care județul Hunedoara cred că nu a mai, nici măcar nu a visat-o vreodată. Înainte de a vă răspunde la dumneavoastră, merg pe ideea că îmi spuneați dumneavoastră că începutul de an 2024 este un început zbuciumat. Noi, să extrapolând, aș putea spune că suntem la începutul lunii martie, la începutul primăverii, un martie care începe cu sărbători, cu 1 martie, cu 8 martie, și cu această ocazie aș vrea să le transmit tuturor doamnelor, domnișoarelor, un sincer la mulți ani din partea mea și din partea conducerii Consiliului Județean Hunedoara. Cât privește despre partea politică, de partea administrativă, eu nu candidez în anul 2024, fac parte din echipa lui Laurențiu Nistor, dar îmi place partea administrativă de care mă ocup. Dar vă voi răspunde la toate întrebările pe care dumneavoastră mi le veți spune, atât pe partea politică, cât și pe partea administrativă. Atunci haideți să începem pe partea administrativă, pentru că sunt convinsă că sunt mulți dintre hunedoreni care sunt curioși să vadă ce se mai întâmplă cu unele dintre proiectele pe care le-ați demarat în anii anteriori. Unele dintre proiecte, de fapt, au fost așa tergiversate, cel puțin asta s-a văzut din exterior. Acum, dacă este de vină Consiliul Județean sau sunt de vină unele avize care au întârziat să apară, așa cum este și în cazul unor primari care se plâng de faptul că partea birocratică ține 4 ani, iar munca efectivă a unui proiect durează câteva luni, poate. Eu cred că unul dintre cele mai importante lucruri ale administrației Laurențiu Nistor la Consiliul Județean Hunedoara, și mă refer aici din 2020 încoace, sunt proiectele europene. Și aici aș vrea să scot în evidență proiectele europene, cele două proiecte europene la Spitalul Județean de Urgență DEVA, care în săptămâna aceasta președintele și împreună cu toată echipa vom face recepția. Ne bucurăm de faptul că, din punctul de vedere al infrastructurii hoteliere la Spitalul Județean de Urgență DEVA, lucrurile s-au schimbat radical, iar promisiunile lui Laurențiu Nistor de a face din Spitalul Județean de Urgență DEVA un spital care să concureze cu toate spitalele universitare din țară este un vis realizat. Vorbim de acel mare proiect de reabilitare. Nu, proiectul de reabilitare a spitalului s-a terminat, ci eu vorbesc acum de cele două proiecte europene, în care este proiectul pe UPU și proiectul de radiologie, cele două proiecte care vor fi gata săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta se va face recepția și veți vedea care sunt condițiile hoteliere în Spitalul de Urgență DEVA. Sigur, dacă vom face front comun și noi, Consiliul Județean, și personalul de la Spitalul Județean de Urgență, și atunci vom face viața mai ușoară
oamenilor care vin la spital, eu cred că va fi un lucru nemaipomenit pentru noi, un lucru care ne-l dorim toată lumea, adică omul când vine la spital, vine nu că vrea, nu că vine să stea în spital, vine datorită problemelor de sănătate pe care le are. Pentru că dacă și are pretenții ca personalul medical își face datoria și empatizează cu bolnavul, atunci înseamnă că ne-am realizat ceea ce ne-am propus, adică atât personal medical pe parte, cât și medicii, cât și noi, Consiliul Județean, să facem, să aducem acel plus de valoare, să aducem acel bine pe care și-l doresc toți cei care vin în Spitalul Județean de Urgență Deva. Ne amintim cu toții cum arăta în ultimii ani secția de pediatrie în municipiul Deva. Atunci oamenii se plângeau, și nu numai, mai erau și alte secții care între timp au fost modernizate, dar oamenilor nu le plăcea aceste condiții în care erau nevoiți să stea pentru o zi, două sau o săptămână. Acum, unii dintre ei nu se mai plâng de aceste condiții, ci se plâng de modul în care sunt tratați uneori de parte dintre personalul medical. Aici Consiliul Județean și administrația Laurențiu Nistor a făcut tot ce le stă în putință din punctul de vedere a infrastructurii spitalicești. De aici încolo intervine și ceea ce trebuie să facă personalul medical care este angajat. Și cum v-am spus și mai înainte, cu riscul de a repeta, dacă vor ști să empatizeze cu oamenii care vin la spital, fiindcă niciunul nu vine că așa dorește el, ci problemele de sănătate pe care le are îl face să vină în spital, lucrurile se vor fi rezolvate și atunci vom câștiga noi toți, și noi Consiliul Județean și cetățeanul în primul rând, cel care vine, cât și personalul medical. Sunt de acord cu dumneavoastră, doar că, domnule Avram, dacă dumneavoastră greșiți la locul de muncă, puteți să fiți sancționat, nu? Corect. Eu, dacă greșesc, pot fi sancționată. Corect. În cazul acestor devieri de comportament, să spunem uneori, în ceea ce privește unii eu cred medici că sau unele asistente, de acord cu dumneavoastră, aici nu se pot lua măsuri? Da, se pot lua măsuri, dar eu cred că sancțiunea trebuie să rămână ultima din măsurile care se pot lua. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă, sau personalul medical trebuie să înțeleagă că a venit aici și trebuie să fie în slujba cetățeanului, în slujba oamenilor care vin la spital. Dacă lucrul acesta va fi înțeles, după cum v-am spus, atunci înseamnă că și noi, cât și personalul medical își vor face, făcându-și datoria cu așa cum trebuie, atunci am rezolvat problema pentru cetățeanul care este în spital. Să sperăm că odată cu aceste investiții și comportamentul unora se va schimba, pentru că și noi ne dorim la dispoziție aparatură de ultimă generație și noi ne dorim acest lucru. Moderne. Și noi ne dorim acest lucru și eu cred că până la urmă toată asta este țelul nostru de a face și cred că este și țelul celor care lucrează în spitalul de urgență ca să-și facă datoria. Nimeni nu le cere mai mult decât să-și facă datoria și să empatizeze cu cetățeanul care vine și se internează în spital. Deci, începând din această săptămână, radiologia pe care o știam cu toții ca aflându-se la subsol nu va mai fi vedeți dumneavoastră secția de unitatea de primiri urgențe care era locată acum în altă zonă, în curtea spitalului, toate lucrurile acestea se vor rezolva. Se începe săptămâna aceasta recepția lucrărilor și eu cred că într-un timp foarte scurt lucrurile se schimbă în sensul că odată terminate recepția la lucrări vor schimba locațiile pentru primirea urgențelor. Cu siguranță vă vom prezenta și noi, stimați telespectatori, acest subiect atunci când el va fi, când proiectele de fapt vor fi finalizate și veți fi informați și dumneavoastră cu privire la acest aspect. Un alt sau alte proiecte la fel de importante sunt cele referitoare la infrastructura rutieră. Iar în județul Hunedoara am avut de-a lungul timpului mai multe proiecte, pentru că și avem cei drept foarte mulți kilometri de drumuri județene. În jur de 1310 kilometri județene. Al treilea județ cu număr așa mare de drumuri județene. Și să nu uităm și reliefful județului, că este unul destul de
și asta complicat din acest punct de vedere. Aș vrea să ne oprim puțin la culoarul Mureș Nord, un proiect care de asemenea a stat destul de mult timp la sertar, să spunem așa, mulți ani. În ultima perioadă a luat așa un elan foarte puternic, doar că și aici au mai fost întâmpinate unele dificultăți cu privire la acest dificultăți au fost întâmpinate din cauza constructorilor și trebuie să spunem, să dăm cezarului ce este a cezarului și să spunem că acest culoar Mureș Nord a fost împărțit în trei tronșoane. Două tronșoane au fost în urma licitației câștigate de două firme românești, iar al treilea, tronsonul din mijloc, a fost câștigat de o firmă austriacă. Nu vreau să dau numele, dar cert este că firmele românești și-au făcut datoria, iar firma austriacă nu și-a făcut datoria. Deja tragem de ei pentru ca undeva la sfârșitul lunii aprilie lucrurile să fie gata. Din cauza acestei firme am făcut și etapizarea. Banii au fost, din păcate ei nu au avut forță de muncă. Președintele Laurențiu Nistor a fost de N ori, am fost și eu împreună cu dumnealui pe teren, împreună cu celălalt vicepreședinte Ion Bădin, care se ocupă de acest drum, care și am văzut la fața locului că constructorul austriac nu și-a făcut datoria. Noi sperăm că în luna aprilie lucrările să fie recepționate și pe acest tronson și putem spune că am finalizat încă 78 de kilometri de drum în județul Hunedoara. Este o alternativă la drumul la autostradă, un drum modernizat de la limita județului Alba, Giurgiu, Rapolt, Simeria, Hărău, Șoimuș, Brănișca, Ilia, care merge până la și dă cu drumul național de la Ilia. Ne bucurăm că am putut face această mare investiție și cei care sunt beneficiari direct sunt cei locuitorii județului Hunedoara. În ceea ce privește autostrada, că ați amintit puțin mai devreme despre ea, ați luat în calcul încă de în urmă cu câțiva ani pentru a se face legătura de la autostradă și cu municipiul Hunedoara. Da. Se va aici este un acest lucru. Mulți au spus, sunt doar povești. Nu sunt povești. Discuțiile, aduceți-vă aminte că ministrul transportului a fost în județul Hunedoara. S-a întâlnit la Consiliul Județean cu Laurențiu Nistor și atunci au cu directorul Companiei Naționale, directorul CNAIR-ului. Da, la ora aceasta ei au externalizat ca Consiliul Județean să poată face studii de fezabilitate a drumului de acces de la Hunedoara, care vine undeva la Săulești, se leagă cu nodul rutier de la Deva și atunci când cobori de la Deva, că va fi undeva între Hărău și Deva. Pe aici, la Deva, la Șoimuș, cum știm noi, este provizoriu încă de la bun început. La Deva, la Șoimuș, este o legătură. Nu, la Șoimuș este nodul de la Șoimuș, va mai fi făcut încă un nod cu autostrada între Deva și Săulești și atunci leagă atât Deva, Deva va fi legată direct de către autostradă, dar în același timp când ai coborât de pe autostradă, te duci prin acest nod și te duci direct la Hunedoara. Este un lucru foarte bun. Avem și important. Avem nevoie de acest sigur, nod aici? Eu vreau să vă spun că această studie de fezabilitate a fost scosă la licitație de către Consiliul Județean. Există un parteneriat între Ministerul Transportului prin CNAIR și Consiliul Județean Hunedoara. Noi facem toate diligențele, ei ne aprobă, iar banii sunt dați de către Ministerul Transportului tot prin PNRR, din banii pe transport. Deci există și bani pentru a se face această legătură. Studiul de fezabilitate pentru nod, pentru nodul rutier a fost aprobat la DRDP Timișoara, va merge la CNAIR și după aia la Ministerul Transportului. Deci acum, chiar dacă este anul 2024, an electoral, eu pot să vă spun 100%
că este realizabil atât nodul, cât și legătura cu autostrada direct din Deva și care se duce și direct la Hunedoara. Este un lucru important pentru noi, pentru județul Hunedoara, este un lucru important pentru comunitatea din municipiul Hunedoara, fiindcă are ieșire directă la autostradă și mă bucură faptul că ministrul Laurențiu, președintele Consiliului Județean, împreună cu ministrul transportului, au găsit soluția cea mai bună și au găsit și sursa de finanțare. Deci există sursa de finanțare pentru a face această intersectare cu autostrada aici la Deva și în același timp din nodul rutier de la Deva să face drumul direct către Hunedoara. O trecem la promisiune electorale? Nu, mai mult decât atât, fiindcă studiul de fezabilitate a fost scos la licitație, este scos la licitație când vorbim noi și eu cred că asta va fi realizabilă. Eu cred că anul acesta se vor începe lucrările și în 2 ani putem spune că când venim de la Sibiu sau de la Timișoara, coborâm direct la Deva, nu la Șoimuș. Așteptăm să vedem, să treacă acest an 2024 și să vedem acum, anul 2024 și fiind să se demonstreze într-adevăr că nu este anul 2024 fiind un an electoral, orice spui se poate lua ca și promisiuni electorale. Eu vreau să vă spun că ceea ce spun eu acum este o realitate. Studiul de fezabilitate este trecut, este ridicat, este la licitație, nodul de rutier este aprobat prin la DRDP Timișoara, va merge la CNAIR, deci sunt lucruri care sunt realizabile. Realizabile, vom vedea, așa cum spuneam, în anii următori, dacă într-adevăr aceste lucruri se vor realiza. Fiindcă deveni hunedorenii, vor vedea exact ceea ce spunem noi acum, că nu sunt promisiuni, ci vor fi, ceea ce spunem noi acum vor deveni fapte în următorii 2 ani. Să dea Dumnezeu așa să fie și hunedorenii să aibă până la urmă toate cele necesare, începând cu infrastructură rutieră, cu servicii medicale de calitate, educație foarte bună, dar mai avem și un alt element extrem de important care cumva ne diferențiază de multe alte județe din țară, turismul. Avem aici, în județul Hunedoara, cam tot ce ne-am putea dori. Unii un județ binecuvântat de Dumnezeu, județul celor două capitale. Dacă este să discutăm, județul celor două capitale, să mergem și Tușarecea și Ulpia Traiana. Aveți proiecte, Consiliul Județean are proiecte și în ambele capitale, cum se spune. Sunt unele dintre ele în plină desfășurare și aici mă refer la ceea ce se întâmplă la Sarmizegetul sau Ulpia Traiana. Aici se va schimba puțin fața, să spunem, acestui sit și este un proiect de multă vreme așteptat și aici. Da, și este un proiect în care proiectantul este nimeni altul decât Institutul Național al Patrimoniului. Ei sunt cei, ei au specialiștii care spun și prevăd cum ar trebui să fie făcut la să fie făcute lucrările la Sarmizegetul sau Ulpia Traiana, fiindcă este o vorbă din tribună, mulți sunt golghetere. Nu, ei sunt cei care se pricep și spun, ba, acum vin unii și comentează, știți, nu este bine ceea ce au făcut. Nu noi ne-am dat cu părerea. Este nu, bine, aici vă referiți la acele schelet metalic. Exact. Unii dar așa, specialiști așa, nu spun că nu s-au regăsit în peisaj. Așa au venit specialiștii și au spus că este cel mai bine. Nu suntem noi în măsură să spunem că ne pricepem la toate. Important este ca să facem un lucru bun pentru noi și pentru cei care vor veni și după noi. Și mai important este să nu fie afectat. Din contra, prin ceea ce se face acum, se spune că nu numai că nu se afectează cu nimic, ci din contra protejează ceea ce este acolo. Când va fi finalizat acest proiect? El a fost etapizat anul acesta. Deci anul acesta trebuie să fie gata. În ceea ce privește Sarmizegetul Zarege și celelalte cetăți, pentru Consiliul Județean Hunedoara, iată... Consiliul Județean Hunedoara este proprietarul celorlalte cetăți, administrăm numai Sarmizegetul Zarege, se face proiectul de lege în care să fim nedea în proprietate și Sarmizegetul Zarege. Regea. Din 2014, Sarmizegetul Zarege este în administrarea Consiliului Județean. Se vede
cu ochiul liber de când a fost preluată această cetate în administrarea Consiliului Județean, cum a crescut numărul de turiști și în bine a crescut tot ce este acolo prin paza pe care noi Consiliul Județean am făcut-o. Chiar astăzi președintele Consiliului Județean Hunedoara a cerut primului ministru și ministrul de interne să găsească soluțiile legale, adică ca legea să fie respectată și paza să fie făcută de către jandarmi. Această fază, practic, a stopat și acele furturi și acele... Da, a fost o pază care a fost subvenționată de către Consiliul Județean Hunedoara, dar cel mai bine este ca cei din jandarmerie să fie cei care păzesc aceste monumente UNESCO. Deci se va continua da, sigur, la fel exegetul Zarege, în ceea ce privește celelalte cetăți? Aici la toate cetățile, începând de la Bănița, de la Petre Roșii, de la Costești, toate aceste cetăți vor fi păzite de către jandarmerie. În timp poate se vor face și investiții aici de către Consiliul Județean, Consiliul Județean are, dacă cetatea de la San Mircea este vizitată, chiar foarte mulți emblemă, dar și cetatea de la Costești trebuie să-i dăm ceea ce merită. Nu are infrastructura, drumul. Am preluat drumul de la Comuna Orăștioara, drumul comunal care duce la cetatea de la Costești, deci infrastructura trebuie să o rezolvăm și după aceea, acolo sus în cetate, să creăm condițiile pentru când vor veni turiștii. Trebuie și o parcare. Avem în vedere toate aceste lucruri ca să putem să dezvoltăm turismul. Spuneați de un județ care este un județ, unul dintre cele mai frumoase județe, Hunedoara, este un județ care are de toate, un județ în care Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce cred că ne doream și atunci noi ne revine misiunea de a păstra un județ curat, trebuie să avem grijă de tot ceea ce ne-a dat, de toate monumentele istorice. Să nu uităm că peste tot este istorie în județul Hunedoara și dacă stăm să ne gândim că aici s-a născut poporul român, având în vedere cele două capitale, San Mircea Regia și San Mircea Ulpia Traiana, atunci suntem cei mai fericiți că trăim aici în județul Hunedoara. Unii vă critică și spun că nu reușiți și dumneavoastră și cei care se ocupă de turism în județul Hunedoara să țineți turiștii mai mult, să-i transformați din vizitatori în turiști. Acei oameni care stau cel puțin o noapte, două, trei în județul Hunedoara și astfel sprijină și micii antreprenori, sprijină și până la urmă tot ceea ce înseamnă turism. Pentru că la un moment dat s-a discutat foarte mult ca turism ca fiind salvarea economică, să spunem, a județului Hunedoara. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar hai să vedem exact ce poate să facă Consiliul Județean Hunedoara. Consiliul Județean Hunedoara poate să promoveze județul Hunedoara, Consiliul Județean poate să creeze infrastructura necesară pentru ca să vină turiștii, dar de aici, până aici, de aici ca să menținem turiști, noi aducem turiști în județul Hunedoara, iar de aici oamenii de afaceri trebuie să găsească soluțiile și să creeze acele spații hoteliere în care să țină oamenii aici. Eu cred că lucrul ăsta trebuie și de acum încolo trebuie mers în continuare. Poate să spunem că noi nu am făcut tot ceea ce ne stă în putință, dar eu cred că prin Direcția Generală de Administrare Monumente am făcut și facem promovarea județului Hunedoara prin toate tot ce are mai frumos în județul Hunedoara. Facem infrastructura, după cum știți, atât în zonele muntoase, cât și în zonele turistice, creăm acea infrastructură, facem drumurile, facem ca turiștii să poată să meargă, să ajungă cu mașinile la destinație. Vara. Ca o paranteză, unor poate nu e bine că le faceți chiar până în vârful dealului, că sunt unii care mai sunt certați așa cu bunul simț. Așa poate fi mai bine unele să rămână așa. Dar asta o facem noi. După aceea le revine munca celor care fac această, sau le revine sarcina să facă munca celor care au acele spații hoteliere, să creeze condițiile în care turistul să rămână, atras și cu drag să rămână în județul Hunedoara. Noi nu putem face mai mult decât încercăm să facem și am făcut până acum.
Ar fi multe de discutat și pe această temă, dar vreau să trecem prin cât mai multe subiecte și aș vrea să ne îndreptăm puțin spre Valea Jiului, acolo unde au existat câteva discuții destul de aprinse cu privire la deșeurile din această zonă. Este operatorul de salubritate care, iată, acționează de fapt în întreg județul Hunedoara, iar discuția cea mai aprinsă a fost cu privire la faptul că se va scumpi gunoiul în Valea Jiului. Lucru care până la urmă s-ar putea întâmpla în întreg județul Hunedoara, dacă este să ne raportăm și la discuțiile pe care le-am mai avut cu domnul Dan Stoian, directorul ADI Deșeuri la nivelul județului Hunedoara, pentru că aceasta este dinamica până la urmă. Consiliul Județean Hunedoara nu are cunoștință de mărirea prețului la gunoi în Valea Jiului și nici în județul Hunedoara. Toate lucrurile acestea trebuie să treacă prin plenul Consiliului Județean Hunedoara. Pe ordinea de zi nu a fost și nici nu este un proiect de hotărâre de Consiliul Județean. În rest, lucrurile sunt, și având în vedere faptul, cum spuneați și la început, că este campanie electorală, este an electoral, sunt lucruri care sunt scoase de adversarii politici. Încă o dată spun, am spus-o și mai spun încă o dată tuturor cetățenilor din județul Hunedoara, mai ales acum că problema a fost pe Valea Jiului, nu se scumpește gunoiul în Valea Jiului. Cel puțin deocamdată. Păi noi vorbim acum, m-ați întrebat dacă se scumpește acum gunoiul în Valea Jiului. Sub nicio formă nu se scumpește gunoiul în Valea Jiului. Există, într-adevăr, un contract cu firma de salubrizare, care i-a sfârșit peste 2 ani de zile. Există o problemă în care redevența nu a fost prinsă la lotul din Valea Jiului. Există o problemă semnalată de cei de la Curtea de Conturi, în care a cerut ca măsură imperativă Consiliul Județean să dea în judecată primăriile pentru a încasa redevența. Am dat în judecată, ne-am bucurat de faptul că am pierdut, fiindcă era un bir către oameni, către primăriile din Valea Jiului, dar nici primăriile nu puteau să plătească, având în vedere faptul că la licitație scrie clar redevență. Nu este cazul. Deci primarii ar fi plătit, dar nu aveau cadrul legal, că după aceea venea Curtea de Conturi la ei și spunea pe cum ați plătit dacă redevență scrie în creditul de stat. Nu este cazul. Deci, sub nicio formă, atât primăriile cât și Consiliul Județean nu au în vedere să mărească prețul la gunoi în Valea Jiului. Un subiect sensibil, nu doar în județul Hunedoara, ci cred că la nivel orice subiect este sensibil în momentul când bagi mâna în buzunarul cetățeanului. Când se mărește apa sau salubrizarea, sigur, este un segment, este o problemă sensibilă. Sigur, dar în același timp se mărește și curentul, se mărește și telefonul, se mărește și gazul. Gazul, telefonul nu este chiar așa sensibil cum este apa și gunoiul. Apa și gunoiul totdeauna în anii electorali au fost chiar agenți electorale pentru unii. Și avem exemple, nu? Sigur. Chiar și apa în Valea Jiului, nu spuneați la un moment dat în... Să nu uit că în cadrul... Da, sigur, în anul 2020 am pierdut alegerile, fiindcă apa a fost un agent electoral. Și dacă este să vedem exact ce era înainte, ce este acum, oamenii sunt foarte mulțumiți. Dar asta a fost atunci. Și trebuie să trăim cu ceea ce a fost. Trebuie să vedem ce este astăzi și cu ce va fi mâine. Deci 2020, agent apa electoral, apa, 2024, și 2024, deșeurile. Și posibil să fie și apa, că mai este până în iunie când vor fi alegerile locale. Și iată cum atingem un alt subiect sensibil pentru unii, motiv de bucurie pentru alții, alegerile. Alegeri comasate, alegeri care au stârnit destul de multe valuri în rândul unor partide politice. Unii au spus că, iată, PNL se aliază cu PSD pentru a scăpa cumva de aur care le suflă în ceafă. Au fost foarte multe scenarii care au fost conturate în jurul acestor alegeri. Partidul Social, vine Paștele. Îmi dați bilul. Da. Vă aștept. Partidul Social Democrat, dacă este să vorbim la nivelul județului Hunedoara, nu îl interesa alegeri comasate.
Dar în același timp trebuie să respectăm ceea ce hotărăște centrul. S-a hotărât la centru că trebuie să făcute legea comasate, trebuie să vedem exact, că nu este până la urmă o problemă așa de mare că s-a făcut legea comasate în România. Să vedem exact structura politică a Parlamentului European, în care președintele este dat de partidul cel mai mare, celălalt face majoritatea. Ați văzut, președintele este de la Partidul Popular European, vicepreședințe sunt de la socialiști și fac o majoritate. Așa și aici. La nivelul Consiliului Județean, Partidul Social-Democrat, la nivelul județului Nedoara, de asta mergem și singuri, nu am fi avut nevoie și nu avem nevoie. La ora aceasta, Consiliul Județean Nedoara este format dintr-o majoritate PSD. În alegerile de anul acesta ne dorim cel puțin 22 de consilieri județeni, deci vom avea, ne dorim două treimi din Consiliul Județean, fiindcă faptele sunt cele cu care vom ieși acum în campanie electorală. Cât e vorba de Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal trebuie să vadă că dușmanul său, ghilimele de rigoare, nu este Partidul Social Democrat. Sunt alții, cum spuneți și dumneavoastră. Sunt Auro care suflă din spate, USR-ul, ăștia sunt dușmanii lor. Dar se pare că conducerea PNL Hunedoara nu a înțeles acel lucru și tare mă tem că îi va costa foarte mult. Noi, Partidul Social Democrat, suntem un partid disciplinat, mergem în alegeri pentru a ne îndeplini țelul pe care ni l-am propus. Laurențiu Nistor, președinte, actualul președinte de Consiliul Județean și viitorul președinte de Consiliul Județean, este candidat și va câștiga alegerile, iar noi, la nivelul județului Nedoara, să luăm 22 de consilieri județeni. După cum ați văzut... Asta nu e de văzut dacă va câștiga sau nu, domnule Avram, pentru că... Cine? Domnul Nistor la Consiliul Județean, că spunea că domnul Nistor este președintele, domnul Nistor este președintele Consiliului Județean până în 2028. Singur Udenedoreni sunt cei care știu exact și apreciază ceea ce a făcut Laurențiu Nistor și veți fi eu vă spun de acum că va fi este și va fi președintele Consiliului Județean Hunedoara până în 2028. Iar la Consiliul Județean Partidul Social Democrat va avea două treimi singur. Deja și-au anunțat intenția de a candida și din partea PNL, avem pe domnul prefect și din partea AUR, avem deja oameni care își doresc să ocupe această funcție în Consiliul Județean Hunedoara, aceea de conducere. Auziți, una este să își dorească și una este să și poată. Una este să își dorească și una este să și fie ales de către cetățenii din județul Hunedoara. Nu eu cred că faptele de la aceeași linie? Nu, e exclus, cum să pornească? Hai să vedem cel de la AUR, ce a făcut el în viața lui, n-a făcut nimic. Hai să vedem exact prefectul județului, ce a făcut în comparație cu Laurențiu Nistor, care a demonstrat celor din județul Hunedoara ce poate să facă, ce a făcut în județul Hunedoara, sigur, sunt nicio formă nu pornește de la egal. Dumnezeu să credească pornind de la egal, păi că linia de start echipa PSD a demonstrat ceea ce poate să facă și dumneavoastră spuneați la început că faptul că am adus banii europeni nimeni nu-și dorea, nimeni nu își închipuia exact. Că perioada mandatului lui Laurențiu Nistor să fie contracte încheiate de aproximativ un miliard de euro. Da, sunt au bani fost care, și foarte multe oportunități, ce-i drept. Pentru este că foarte adevărat. Asta este. Deci, îndemână, nu doar cine n-a dorit, dacă nu să faci, a depus proiectul în această perioadă. Dacă este să faci o comparație cu Gheorghe Barbu, 96-2000, nu a avut oportunitățile pe care le-am avut acum. Poate nici perioada lui Mircea Bobora nu a fost cu oportunitățile pe care le-am avut acum. Important este că am avut în vedere să luăm toate fondurile și să aducem cât mai mulți bani în județul Hunedoara. Unele proiecte sunt în derulare, unele s-au terminat și altele sunt care s-au semnat proiectele și merge în continuare. Deci important este că județul Hunedoara este un șantier în lucru. Domnule Avram, ați început în ultima perioadă, PSD Hunedoara mai exact, să atragă tot mai mulți primari liberali în familia dumneavoastră, să spunem așa, politică.
Vor mai fi și alți primari care se vor alătura PSD în perioada următoare? Că mai au timp până... În politică să nu spui niciodată, niciodată. Posibil, este posibil de orice. Dar un singur lucru vreau să vă spun și cred că nu e bine spus PSD-ul a atras. Nu! Eu vreau să vă spun, primarii au plecat din cauza nemulțumirii liderilor Partidului Național Liberal și au găsit în Partidul Social Democrat partidul care poate să îi ajute pentru îndeplinirea promisiunilor pe care și ei le-au făcut la rândul lor către cetățenii din OAT-ul din care fac parte. Au fost care au venit și da, sunt și alții care bat la ușile Consiliului Județean. Unii mai târziu, unii au înțeles mai devreme că nu au un viitor cu actuala conducere a Partidului Național Liberal, alții acum se hotăresc de acest lucru. Important este că Partidul Social Democrat este un partid, un organism viu. Deci... Să înțeleg că e deschisă ușa aceea la care bat și alți primari PNL sau o țineți așa predeschisă? Ne interesează soarta județului Hunedoara. Dacă oamenii vin pentru a construi, pentru a face ceva în unitățile administrative din care fac parte, de ce să nu vină? Îi criticați pe liberali de cele mai multe ori, dar totuși îi primiți în PSD. Da, când criticăm liberali, criticăm și eu. Am criticat conducerea de la centru, de la nivelul județului, nu pe oameni care și-au făcut. Ce să îl critici pe Victor Stoica de la Pui, care vedeți este cea mai mare comună și a făcut atâtea primari de 24 de ani și va fi în continuare. Ce să-i faci lui... Oamenii vor decide. Marius, omotă de la Ilia, care are atâtea mandate, primarul la Crișor, primarul de la Vața, primarul la Cerbăl și mai sunt. Primarul de la Cerbăl s-a întors cumva în... Da, dar să nu uităm, dumneavoastră vedeți numai primarii care au plecat acum și au venit în Partidul Social Democrat, dar vedeți că avem foarte mulți candidați la alegerile din 9 iunie care vor câștiga alegerile la Hațec, la Lăpugiu, la Vorța, care primarii liberali vor pierde, la Călan. Eu v-am dat 4 exemple care 100% primarul candidata noastră de la Sărmice Jetuza sunt localități care vor fi câștigate de către Partidul Social Democrat. 100%. Până acum, cu dumneavoastră, am un curaj să pun un pariu că tot ceea ce v-am spus acum se va adeveri. Pe ce vă bazați când spuneți asta? Pe sondaje de opinie și pe candidații, puterea candidaților pe care are Partidul Social Democrat. Pe faptul că Partidul Social Democrat are un lider puternic, Laurențiu Nistor, care împreună cu echipa, împreună cu partidul, va ajuta și cu candidații din aceste unități administrative, vor face ca Partidul Social Democrat să fie partidul câștigător. Deva nu a fost niciodată a socialdemocraților, va fi foarte, în anul acesta? Foarte bine a spus. Un țel, să spunem, din a câștiga și primăria municipiului Deva? Noi ne propunem să câștigăm peste tot. Să vedem exact unde avem și șansa. Da, ne propunem și Deva. Deva nu s-a prezentat cine va fi candidatul. Lucian Rus este candidatul Partidului Social Democrat și de ce să nu câștigăm și Deva? De ce? Ce ne împiedică să nu câștigăm Deva? Păi asta cred că dumneavoastră ar trebui să răspundeți ce vă împiedică. Păi nu. Și astăzi v-am întâlnit cu Lucian. Liberală, să spunem, administrație liberală. Vedeți dumneavoastră... Deși aici întotdeauna a funcționat înțelegerea PSD-PNL aici la Deva. Nu? Dar ce înseamnă dumneavoastră, la dumneavoastră, înțelegere PSD-PNL la Deva? Păi întotdeauna a existat cumva așa o alianță, a fost foarte bine, a funcționat de fapt foarte bine, nu? Am avut viceprimar PSD, primar PNL. Că a văzut în vedere faptul că la Deva nu exista o majoritate, trebuia să lăsăm să nu treacă cum este acum la capitală. Bugetul trebuia să nu treacă absolut nimic și atunci ce bine era pentru presă. Nu. Eu cred că am considerat că este bine să dăm mână cu mână și să facem ca proiectele care sunt pentru comunitate să treacă la Deva. Am făcut acea majoritate împreună cu cei de la Partidul Național Liberal. Am găsit în Florin Nicolae Mancea
un om care a înțeles lucru care la nivelul județului nu s-a găsit. Să înțeleg că lăsați așa o portiță deschisă aici la Deva și ați la Deva, la Deva lăsăm o portiță deschisă pentru Lucian Rus să câștige alegerile. Singur sau în alianță? Nu, el făcând parte din echipa Partidului Social Democrat. Va fi interesant, cu siguranță, ce se va întâmpla aici la Deva. Deci acum, eu când vă dau aceste, până acum când vă spuneam sunt câștigător acolo, 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 spuneați... La Deva, n-ați mai care vor decide este electoratul. Și la Deva, electoratul este cel care va decide. Da, parcă n-ați mai fost la fel de convingător când mi-ați spus aici. Trebuie să vedem exact și șansele. Trebuie să vă spun că primarii pleacă cu prima șansă totdeauna. Acolo există o ruptură în zonele în care v-am spus eu. Ne dorim să câștigăm peste tot în județul Nedoara, nu numai la Deva. Peste tot ne dorim să câștigăm. Până la urmă, toată asta este lucru care își dorește fiecare politician. Ați spus că dumneavoastră nu veți candida pentru nicio funcție. Sunt în echipa lui Laurențiu Nistor, nu voi fi pe nicio listă, nici de consilier, ci voi face alături echipă de, cu Laurențiu Nistor, cu actualul și viitorul președinte a Consiliului Județean. Nu v-ați dorit dumneavoastră să mergeți, poate, pentru să candidați, de fapt, pentru o altă funcție, sau... Nu. Eu cred că cel mai bine mă regăsesc... Ați rămas dezamăgit din 2020? De la alegerile trecute? Asta vreau să vă spun. Nu vă ascund faptul că a fost o dezamăgire în anul 2020. M-am regăsit după 6 ani de zile ca director la Compania de Apă din Valea Jiului. Foarte bine acum, ca administrator public, având în vedere partea administrativă a conducerii Consiliului Județean. Fac o echipă nu bună, foarte bună cu Laurențiu Nistor și merg în continuare cu el. Este bine să vină alții să candideze. Am candidat în 2020, am fost și consilier local la Petroșani, am fost și consilier județean, mi-am dat demisia. Să candidez numai ca să apar pe listă și după aceea să dau demisia, nu are rost. Nu, rămân, promisiunea mea este că, față de Laurențiu Nistor, că mergem amândoi în echipă. Laurențiu Nistor președinte, Costel Avram, administrator public. În ultimele 3-4 minute din această emisiune vreau să elucidăm cumva misterul broaștelor, doamnelor și domnilor. Aici mă refer la acea fântână arteziană din fața Consiliului Județean Hunedoara, respectiv prefectura județului Hunedoara, o fântână arteziană pe care cred că majoritatea devenilor și hunedorenilor o cunosc drept la broaște. Într-o ultimă postare mai acidă cu prefectul județului, i-am spus așa: Marian, nu fi prost, fiindcă riști să rămâi așa. Fiindcă vreau să-i încidez. Nu, din contra, ceea ce am spus este da. Păi este, am avut o discuție cu Ancea și cu președintele. Trebuie să facem și noi această fântână. Această fântână, ca să putem să o reabilităm, trebuia să luăm avizul de la Direcția de Cultură. L-am luat, a durat de 6 luni, cred că. În septembrie l-am primit, am cerut oferte de la mai multe firme pentru a face acest lucru. Am dat începerea lucrurilor, dacă nu mă înșel, undeva pe 10 noiembrie. A venit frigul. Chiar cu actualul prefect am avut discuții și am zis, mă, vine și 1 decembrie să vă facem fața prefecturii, hai să punem ceva să nu se vadă că s-au început acolo lucrările. După aceea am pus acea tablă, am pus inclusiv... S-a îmbrăcat cu drapelul. Cu drapelul, dar cu el personal. Și el acum a spus Laurențiu Nistor, ești vinovat că noi vrem să faci lucrurile să fie împotriva lui Florin Oncea. Deci nu poți să fii așa duplicitar. Chiar nu poți să fiu așa duplicitar cum a fost Călin Marian. Și de aceea, nu, broaștele vor fi făcute, au început lucrările acum că a venit căldura. Deci au fost reluate. Da, au fost reluate lucrurile. Chiar și astăzi am fost acolo, am văzut că se lucrează. Într-un timp foarte scurt va fi rezolvată, iar cetățenii care vor veni în Deva, turiștii din Deva vor vedea o lucrare renovată și va fi un punct de atracție în momentul când vii din parc
de aici, la asta de dacă nu se împiedică unii dintre ei peste vreo dală sau ceva, că am mai văzut unele postări cu unele dale puse. M-ați întrebat de lucrarea de la Broaște. De Broaște nu se vor... Nu v-ați împiedicat nu pe pietonală. Nu, și de Broaște nu se vor împiedica, ci din contră. Broaște le vor da apă așa cum trebuie. Ca și copiii să se joace, să fie acel punct de atracție în fața instituției administrative a Consiliului Județean și a Prefecturii. Ne-am mai liniștit acum că am elucidat și misterul acestei... Chiar vă rog să fiți foarte liniștită, lucrarea se va termina și va arăta foarte bine. Așteptăm să o vedem și noi și această lucrare și toate celelalte despre care am discutat pe parcursul acestei emisiuni și altele pe care încă poate nu le-ați demarat. Data viitoare, când mă invitați, vă spun și de celelalte lucrări. Fiindcă poate unii sunt în campanie electorală, nu pot să vină, dar eu fiind necandidând, pot să vin tot timpul să vă povestesc ce face Consiliul Județean Hunedoara. Păi atunci vă lansez de acum invitația ca peste 2-3 săptămâni, de ce nu să vă avem nou aici. Cu drag sunt alături de noastră. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!